Vinetele sunt unele din legumele preferate ale românilor, așa că se prepară în majoritatea caselor în diferite moduri. Tu știi să le alegi corect. Sunt doar câteva detalii la care trebuie să fii atent ca să eviți legumele amare. Vinetele se regăsesc în multe rețete tradiționale românești și nu numai, dar mehedințenii preferă extrem de des să prepare în casă salata de vinete cu maioneză sau ceapă. Cu toate că și modul de preparare este important, primul pas este să iei niște vinete bune. Dumneavoastră consumați vinete? Da. Des? Des, îmi plac. Aveți încredere în produsele de pe tarabele din piețe de la noi din oraș? De la Țăraniu. Trebuie să fii totuși atent la mici detalii ca să nu te trezești cu niște vinete amare ca să strice masa de prânz sau chiar o seară importantă cu prietenii și familia. Da și nu. Pentru că nu sunt de la noi, sunt de vedeți noastră. E una când produce omul în sera lui acolo, în solarul lui ce are, și alta când vine de afară. Asta e alimentația, ce se face. De-aia ne îmbolnăvim și ne mirăm că ce avem, că asta în timp, că nu peste o lună sau peste două, poate peste 5-6 ani, mă, ce-o fi, ce-o... Alimentația nu e corespunzătoare, părerea mea. Se aleg vinete coapte de mărime mijlocie, de culoare aproape neagră, lucioase și pufoase. Când sunt strânse, ele trebuie să fie elastice. Mare atenție și la mărime. Vinetele tari au semințe mari, iar cele verzi sunt amare. Codița trebuie să fie cât mai verde și fragedă.